Salutare dragilor și bine ați revenit la un nou vlog cu Daniel, submarinul și Dad Exploring. Deocamdată suntem în piscină și mai târziu avem programat să mergem să ne plimbăm un pic. Avem trei variante: să mergem pe malul râului, să mergem la lacul unde ne-am rătăcit în pădure sau să mergem să ne întâlnim cu Marina. Cine e Marina? Da. Rămâneți cu noi și o să aflați. Best hug it. You dad. Trage bine cu pistolul, a? Hai că am cam exagerat astăzi cu soarele și cu piscina, s-a făcut deja târziu. Nici nu știu câte ceasul, cred că e undeva în jur de ora 6 după amiaza. Și ce ziceți, m-am bronzat, mâine trebuie să stau și pe partea cealaltă. Azi am stat pe o parte, mâine pe o parte. Haideți să mergem. Nu știu, vedem unde ajungem. Sunteți în zona rurală unde noi locuim. Foarte multă pădure, o zonă de recreere, o zonă unde lumea vine în vacanță să se plimbe cu bicicleta sau să se plimbe pe râu cu barca, să facă caia canoe și alte activități de turism. De unde sunt ăștia, unde țin ambulanțele? Da, sunt aia privați. Da, privați. Aproape am ajuns să o întâlnim pe Marina. Imediat vă facem cunoștință cu ea. Cu Marina. Copiii au fost obosiți de la piscină și nu i-am mai luat, am lăsat acasă. Am venit doar eu și Diana. Tocmai ce m-am urcat un pic o roată pe o bordură, am distrus niște plante. Haideți să vă facem cunoștință cu Marina. Cum vă place Marina? Marina se numesc porturile. Am venit să vizităm un port. Aici este un canal care are ieșire într-un râu mai mare și râul acela are ieșire în mare. Însă aici văd că sunt deocamdată doar... pe mine mă filmează Diana. Am venit cu Diana astăzi. L-am lăsat pe Ion acasă. A fugit Diana. Sunt bărcile vechi care nu mai sunt folosite, dar haideți să vedem ce mai găsim pe aici. Am găsit și Stone Age-ul. Am găsit Stone Age-ul. Uite, cineva a mutat o piatră. Un mini Stone Age. Uite, râul e scăzut și două lebede. Foarte frumos. Super. Aici vin părinții lui Claire la mare. Te vii aici la soare. Ia uite cât am mai terenul să ne tot plimbăm pe aici. Noi unde suntem? Noi suntem unde suntem? Cred că noi suntem aici. Și dacă mergem așa pe aici, ne întoarcem pe partea cealaltă. Haide, hai să mergem. Încolo? Da, încolo. Sigur? Da, încolo. Severn Bridge, Salmon Patchers, Compass Bearing. Și aici ne arată ce vedem. Proiectul de regenerare al portului.
Haideți că filmez așa invers, însă în fața mea este gura de vărsare a râului Severn în canalul Bristol, care duce către Marea Celtică, și râul este foarte mult influențat de către flux și reflux. Iar pe partea cealaltă, unde o să mergem acum, o să găsim bărcile care vin în acest port la reparat, sau bărcile care chiar locuiesc, oamenii chiar locuiesc pe aceste, pe bărci, pe ele, pe bărci. De ce mă bâlbâi? Dar nu pot să vă arăt acum, pentru că acolo unde sunt bărcile apune și soarele și nu s-ar vedea mai nimic. Trebuie să vin din partea cealaltă, dăm un pic ocol canalului și imediat vă arăt și bărcile și portul fizic, portul cum arată. Dar este un loc foarte frumos unde poți să vii, să te plimbi. E un loc amenajat de primărie probabil și multe obiective turistice, multe animale, multe păsări. Dar haideți să mergem pe partea cealaltă și vorbim mai multe, vă mai povestesc. Vedem și cum arată. Ia uite, gura de intrare către port, poarta de intrare către port. Mă mir că n-au pus barieră de protecție aici. Este foarte colmatată și, sincer, chiar mi-e frică să mă apropii pe margine, eu care sunt un împătimit al urcatului pe munte. Însă, aici chiar mi-e frică să mă apropii de margine. Porțile sunt colmatate, nu mai sunt folosite de foarte mult timp. Ah, ce bate vântul, nu știu cum o să fie sunetul, încă nu mi-au sosit accesoriile. Hai pe partea cealaltă. Porțile de intrare pe canal și în port și pe acolo, în față unde sunt, pe unde curge apa, acolo este ecluza în care vapoarele mici trec de pe râul mare, pe acest canal și își continuă drumul. Și după ce au reușit să treacă cu bărcile de acolo de ecluză, vin frumos pe canal, la ancorat, la dormit noaptea, la reparat, sau unde, ce să mai fac ele, să-și continue drumul, v-am spus. Dar în același timp, canalele sunt foarte populate cu pești, cu o grămadă de păsări și tot felul de animale. Hai să mergem și pe ponton. Uite, ăla e taxiul cu care oamenii ajung de la ponton, din parcare, la barcă, vedeți? Au taxiuri aici. Își lasă bărcile la mal ca să poată pleca mai departe. Să poată să se ducă să doarmă. Nu știu dacă doarme cineva în perioada aceasta aici, pentru că nu prea este voie. Este interzis încă să stea în bărci, să locuiască, sunt interzise campingurile. Dar o zonă foarte frumoasă, de care ne bucurăm și cu siguranță vom reveni.